Sigur că este o șansă de a fi promovați, pentru că în decursul anilor, eu sunt din 1970 în acest oraș, au fost oameni, profesori emeriți, cum a fost Ion Mincu, dirijorul Ion Bertea, profesorul Ion Cunțan, primari destoinici care au făcut lucruri minunate aici pe Valea Trotușului, în orașul Onești. De altfel, știm că avem și un cântec dedicat Oneștiului, Onești, Onești, zâmbet nou pe arta țării, în muzica lui Temistocle Popa. Deci dacă atunci eram foarte cunoscuți ca oraș al tinereții, al muzicii, e bine ca să facem cunoscut lumii întregi personalitățile acestui minunat oraș.